Bună seara, domnule și domnule la cafea special. În această săptămână ne întâlnim cu USR din municipiul Vulcan. I-am alături de mine pe domnii Calimandruc Dumitru Daniel, domnul Coța Ion Nicolae și domnul Ghirău Vasilică Mihăiță. Bună seara, domnule. Bună seara, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bună seara. Da, domnul Calimandruc, vă iau în ordinea numără de pătricori, cum se zice. Spuneți-mi, vă rog, despre dumneavoastră, pe fiecare o să vă întreb, cine sunteți și cum ați ajuns la USR. Da, mă numesc Calimandruc Dumitru Daniel, am 48 de ani, sunt căsătorit și am un băiat. Locuiesc în municipiul Vulcan, acolo am și crescut și m-am și dezvoltat ca om. În mare parte, activitatea mea profesională, adică toată activitatea mea profesională, s-a desfășurat la mina Vulcan, ca și electrician. Iar în ultimii ani de activitate, pentru că acum sunt pensionar, în ultimii ani de activitate am deținut funcția de maestru energetic. De ce am ales USR-ul? Am ales USR-ul pentru că este partidul în care eu cred, este partidul care eu cred că poate să aducă o schimbare în România. Este un partid tânăr care nu putem să-i reproșăm nimica deocamdată, nu avem ce să reproșăm partidului USR față de celelalte partide care au o activitate îndelungată în politica românească. M-am alături de Dan Constantin Marinescu, care este candidat pentru funcția de primar la municipiului Vulcan. Ce să vă zic, dacă mergem și vorbim și de activitatea mea sindicală, am făcut parte și din sindicat, am fost la mina Vulcan, având un colectiv minunat. Din care era multe sindicate, dar nu se mai știa exact. Am făcut parte prima dată, am fost ales ca și, nu era înființat sindicatul Muntele, am fost ales ca și lider de sector. La Liga, în cadrul Ligii. În cadrul Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului, eram lider de sector la mina Vulcan. Oamenii, având încredere și eu, reprezentând încredere și făcându-mi treaba ca și lider de sindicat, m-au ales. Această funcție nu este dobândită, nu este moștenită, este o funcție pe care oamenii te aleg. Am fost secretar în cadrul sindicatului, după aceea am fost vicepreședinte, iar ultima mea activitate a fost, chiar înainte de a ieși la pensie, a fost președinte în cadrul departamentului sindical al sindicatului Muntele, departamentul M. Vulcan, așa ne-am numit. Am fost departamente fiecare exploatare minieră. Da, în regulă. Domnul Coța, vă rog, dumneavoastră, cum ați ajuns la USR Vulcan? Am ajuns la USR Vulcan pentru că simpatizez partid nou, pentru Dan Marinescu, care am încredere în el, că va schimba fața Vulcanului. Dumneavoastră bine. De meserie tot miner, probabil. Deci lucrez de la 17 jumate subteran. Am trecut, la început, după terminarea școlii, ca Lăcătuș, după care am trecut la brigadă că aveam nevoie de bani, să câștig mai bine, să-mi fac o familie, să mă realizez. Ușor, un timp, eu am schimbat, am început la mina Istron, s-a închis, ne-a preluat livezeniu, la sfârșit am terminat cu mina Paroșeni, de unde am ieșit la pensie. Acolo am avut funcții de lăcătuș în cadrul brigăzii, abataj, după care, din motive de sănătate, am renunțat la munca de abataj și în ultimii ani am răspuns de stația de degazare de la mina Paroșeni. În timpul liber am un alt hobby, oamenii mă știu, mă ocup de evenimente, fac asta de mulți ani, în paralel cu mineritul. Acum mi-a rămas doar activitatea de fotograf la anunț, iar vreau să pun numărul la ceva nou în Vulcan, să construim, să facem, să schimbăm puțin fața orașului și consider că cu Dan Marinescu la cârmă se poate realiza acest lucru. Un suflu nou e nevoie. Și de nu mă înșel, cred că este cel mai tânăr candidat la ora actuală la primăria din municipiul Vulcan. Mai și domnul Merișanu care e tânăr. Cred că domnul Merișanu cred că se învârte în jur de 40-43 de ani.
Undeva acolo. Marinescu, mai tânăr. 39 de tot pe acolo, și da. Domnul Ghirău, Vasilică Mihăiță, da, dumneavoastră ați ajuns la USR tot datorită domnului Marescu. Da, spre deosebire de colegii mei care sunt pensionari, eu sunt încă activ, lucru de 30 de ani la termocentrală la Paroșeni. Aici se iese la pensie mai greu. Dânsii oameni tineri la 45 de ani. Colegi. Am fost și colegi de liceu. De liceu. Toți mai aveți de lucru, cât mai aveți? Încă vreo 15 ani, cred. Nu e, ați văzut? Ghinionul și norocul unora. Ghinionul și norocul unora. Fiecare ne-am ales meseria unde să lucrăm. Sunt căsătorit, am doi copii. Un băiat, o fată, băiatul 22, fata 13 ani. M-am alăturat acestei minunate echipe, zic eu, alături de viitorul, așa îmi place să zic, primar al Vulcanului, Dan Constantin Marinescu. Sperăm să schimbăm ceva în bine în orașul nostru, pentru tineri, pentru copiii noștri. Suntem oameni noi, pentru fapte noi. Bun, acum toată lumea s-a înscris pentru domnul Dan Constantin Marinescu, dar și pentru USR, pentru că am zis și pentru USR. Și pentru USR, da. Nu neapărat. De am și ales partidul respectiv, și pentru USR. Dar, mă rog, acum, dumneavoastră, probabil v-ați înscris în USR pentru ceea ce ar putea să fie USR, dar pentru ceea ce este, de exemplu, la București, la ce mă refer, la București, USR-ul are tot felul de, întreprinde tot felul de acțiuni la nivel de, mă rog, la nivel politic, împreună cu PNL. Sunteți de acord cu această, și mai mult decât atât, USR-ul a și fuzionat cu PLUS, care acum se numește partidul, această entitate se numește USR Plus. USR Plus, da. Dacă poți să spun eu câte ceva. Am văzut fuziunea la nivel național, încă la nivel local. Ați participat online? A fost online toată povestea. Nu, n-am participat online, dar a lăsat libertatea că încă la nivel local să fie liste separate la consilieri. Păi tocmai asta am văzut, că USR probabil, că, de exemplu, și la Vulcan Plus are candidat plus. Exact. Da. Deci nu a avut vorba. Da, nu a venit cu ideea de a schimba ceva, ceea ce s-a întreprins înainte de fuziune, fiecare și-au făcut listele de consilieri, fiecare propunele de primar. După aceea s-a produs fuziunea. După ce s-au făcut listele, după ce s-au făcut candidaturile, s-au gândit că să nu supere pe nimeni, să nu... Dar fiecare deocamdată merge pe linia lui și cu candidații proprii din alianță. Cum au crezut dumnealor, au lăsat la nivel local să se ia decizia. Da, vă rog, domnul Ghirău. Dar la nivel județean, și USR susține candidatul PNL pe domnul David și noi îl susținem ca și sucursal, ca și președinte. Bun, deși la nivel central, acum văd pe știri, pe surse, că s-au întățit criticile USR-ului la adresa guvernului. Nu prea mai sunt așa foarte, foarte mare, iubirea nu mai e chiar așa foarte mare. Mai este așa, la colțuri, un pic de iubire, dar nu prea mai e ce-a fost. Este exact ca și în familie. Da. Și în familie există supărări, există iubire. Și aici la fel se întâmplă. Politica ne-a demonstrat de-a lungul anilor că au existat întotdeauna fuziuni și alianțe între partide. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să te aliezi și să mergi. Dacă scopul comun este acela de a face bine României, eu nu cred că este nicio problemă în alianțele făcute. Da. Bun. Acum, ce reproșați? Ce aveți să reproșați, domnule? O să vă dau cuvântul la fiecare. Ce aveți de reproșat actualei administrații condusă de Gheorghe Ile Vulcan? Eu personal, de fiecare dată când am posibilitatea, mă declar deosebit de neplăcut, surprins de acea
acea formă de construcție, nu știu cum se pe mijlocul drumului. Da, pe da, partea. Acea, nu-mi dau seama cam cum pot să calific. Și s-au făcut și parcări în spic, deci practic centrul orașului care era pe vremuri era descongestionat, era liber, era frumos, erau mai ales acum când circulația e din ce în ce mai aglomerată, cu toată lumea și-a cumpărat și-a două mașini. Fiecare și-a luat două mașini, tocmai acum nu ai pe unde să treci în Bucă. Din păcate, să vă spun eu acum, din păcate cei care au gândit și au realizat proiectele și sunt proiectele, exact cum spuneți dumneavoastră, cu acele, noi vulcănenii le spuneam bălai, ele sunt fântâni arteziene pe mijlocul carosabilului, din păcate ei nu s-au gândit că timpul și în viitor circulația se va îngreuna pe arterele respective. Mai este încă un proiect care la fel l-au făcut, dar nu s-au gândit mult mai departe, ce este cu ele este telegondola. Mai sunt foarte multe lucruri, dacă la nivel de centru orașului se vede totuși câte ceva, că s-a mai mișcat ceva pe drumurile vicinale și aici mă refer la străzile pe care, credeți-mă, de când eram copil, m-am plimbat pe ele și acum, la ora actuală, la fel este doar pământ, nu este asfalt. Trotuarele de pe, pot să dau și un exemplu, trotuarele, aleile dintre blocuri de pe strada Traian a fost asfaltată, dar aleile dintre blocuri sunt un dezastru, oamenii, eu nu știu cum reușesc să meargă pe acolo, chiar că nu-mi explic cum reușesc să meargă pe acolo. Mai sunt scările care, an de an, scările care se coboară înspre oraș, an de an sunt reconstruite din nou și ele arată și acum într-un stadiu jalnic. Dacă îmi permiteți, da. Vis-a-vis de fântâne, eu am ținut aproape, să zic, în perioada aceea, vis-a-vis de lucrurile care se executau la fântâni. În momentul în care, mă rog, s-a demarat proiectul, s-au început acolo lucrurile ample și la finalizarea proiectului chiar am avut onoarea de a filma, cum s-ar zice, teatrul publicii. Ei, toate fântânile au curs, au umplut șoseaua de apă. Pentru tot ce s-a întâmplat acolo, responsabil este și cel care, constructorul, cel care s-a ocupat și cel care a recepționat lucrările. Deci au fost un fiasco de la început. N-au funcționat niciodată conform normelor. Se umplea efectiv bulevardul de apă, spăteai mașina, treceai, gata, apă, s-o murdăreai înapoi. Pentru că au fost prost proiectate. N-au fost gândite la vremea respectivă cine a fost responsabil cu așa ceva. Eu zic că așa, nu știu, nu am informații, nu am date, dar părerea mea este că s-au sifonat banii aia, că domnule, s-au luat și-au bătut joc de ei. Acolo este o poveste mare de tot, da. Acolo e o poveste mare. Până la urmă am înțeles că nici banii nu le-au ajuns de ajuns, au mai făcut împrumuturi bancare pentru a duce la final proiectul care a fost alocat banii, dar nu pot să spun, domne, cu contractul X, dar murele vorbesc de treaba asta. Așa bătaie de joc, nu vezi nicăieri. Eu aș completa când, mă scuzați, toate orașele se descongestionează traficul, centrele orașele se închid pentru a fi spațiu mai mult. De promenadă. Deci nu înțelegem cum a reușit, dacă se întâmplă ceva și vine salvarea dinspre Lupeni, spre Petrușani, pe sensul, nu are cum să treacă peste o mașină. Dacă îmi permiți. Iar aș obiecta faptul că se închide traficul începând de la 7 până a doua de sâmbătă, de la ora 7 sau 19, până a doua zi. Nu știu, se închide. După ce că și așa economic lucrurile sunt cum sunt, nu mai avem loc să ne plimbăm numai pe șosea, nu-i de ajuns asfaltul, sunt așa de mulți locuitori. Faptul că închid cum zice, spațiul respectiv, șoseaua, îi afectează pe cei care au acolo, fac activități comerciale.
și așa nu le merg bine și pandemia asta e cum da, e, a pus multe afaceri pe butuci. Dar care este nu... motivul pentru care, care se invocă pentru faptul că se închide Ciuperții? Deci nu știu, știu că în Consiliul Local s-a hotărât treaba asta pe următoarele 3 luni, dar nu știu exact să spun ca dată, dar este penibil, chiar nu ne mai putem plimba decât pe șoseaua aia, pe asfalt, nu e suficient drumul. E o hotărâre, nu știu de ce au luat-o. Să se bucure copiii. Copiii se pot bucura în parcuri, dacă ar fi parcurile da. Făcute. Asta este motivul, lipsa parcurilor. Nu îi pui, pui pe mijlocul șoselei, până la urmă cred că le dai impresia că șoseaua e a lor. Nu, trotuarul este al pietonului, șoseaua e al mașinilor, nu al copiilor. Dacă se făceau parcurile, normal că aveau unde să se ducă. Dar așa, am rezolvat problema, îi scoatem pe... centrul vulcanului și ne plimbăm copii, vedem lumânițele, vedem frumoasele fântâne care s-au pus pământ, rolul lor era cu totul altul. Cineva trebuie să răspundă pentru chestiile astea. E bătaie de joc a banului public cu bonus și investiția asta cu, de la Uniune. Îmi pare rău, sincer vă spun, și pentru România, când aud orice trebuie făcut cu fonduri europene. Orice fonduri europene accesăm, bun, ok, asta e măsura care, la care ne-a dus conducerea conducerea proastă a statului român. Cândva România asta a avut bani de a da și la alții și acum înainte când vrea să face o, ce, ceva, o, nu știu, un bloc, orice, nu știu, o statuie, o, indiferent, orice se construia în țara asta, vineau banii de la București. Acum ca să construim, am ajuns la ne trebuie fonduri. Fără fonduri nu putem. De ce? Cineva a gestionat prost. Bun, partea economică e de bine, nu e de rău. Păi e de bine, dar e rău. Dacă, o secundă, pentru că dacă stăm să analizăm de la intrarea României în Uniunea Europeană, România a absorbit mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât a dat la Uniunea Europeană. Da, deci da. Suntem niște zeci de miliarde luate de România. De acord cu noastră, dar cândva le aveam noi. Le aveam noi. Aveam noi, dar cu ce sacrificii? Vă referiți la, la vremurile comunismului? Au fost sacrificii, bineînțeles, da, da. La vremurile comunismului unde aveam bani de tot felul de fabrici și de uzine, dar nu aveam ce să mâncăm, nu aveam ce să ne îmbrăcăm. Deci erau... Deci de acord, am trăit și acele vremuri, dar parcă mă doare sufletul când aud, domne, trebuie, noi nu mai avem, trebuie să ne luăm ceva, mergem la bancă. Păi dacă putem să luăm niște bani gratis la unul de îi luăm acum, că așa sunt apele, corect, dar se putea... Cândva, vreau să dau un număr, uite, Valea Jiului nu a beneficiat de zona defavorizată de prin 98 de numășel, timp de 10 ani, unde au fost scutiți de taxe, de au avut tot felul de facilități, am avut zeci și sute de firme. Nu, nu au fost 10 de ani, au fost zona defavorizată, au fost, nu 10 ani, au fost mai puțin, mai puțin, vreo 2-3 ani, că după aia contractul era pe 10 ani. Dar da, deci contractul știu că a fost 10 ani. S-au răsucit, s-au răzgândit statul și a zis că nu mai. Au reziliat contractul. Păi da, pentru că foarte multe firme aceea, cauza aceea. Foarte multe firme atunci au fost deschise în Valea Jiului. La un moment dat și-au luat bagajul și-au plecat. Valea Jiului a rămas tot tristă. Cei care au dat autorizația sau care au gestionat puteau un pic altfel să tragă, cum se zic, apa și la Valea Jiului. Nu, au venit, au făcut firme și-au luat profiturile, au plecat și-a lăsat Valea în beznă. Când s-a putut face, că au fost tot felul de fonduri au fost alocate de la guvern pentru dezvoltarea Văii Jiului, cei care au condus au stat cu mâinile în sân. Eu aș reveni la problemele locale ale orașului. Un parc pentru copii, un loc de joacă pentru copii. Da, chiar domnul există. Domnul a fost primar, veniți și în spatele blocului din 2000, la de... Din 2004 parcă e primar. Da. Din 2004 până 2016. Nu s-a făcut un în spate la D10, dezblutul, să veniți, dacă aveți ocazia vreodată, să vedeți ce parc este pentru loc de joacă, zis, pentru copii. Nu a fost în stare 16 ani să facă un parc? Acum a făcut ceva, a mișcat ceva acolo, fața spitalului, parcul ăla mare. Care s-a investit și acolo de nu știu câte ori în el și nu au reușit să aducă un parc la nivel... 2020. Să nu ne mai uităm, da, 2020, să nu dăm exemple care sunt aproape lângă noi, lângă localitatea noastră. Din păcate, asta e principala nemulțumire. Bunicul unde își plimbă nepotul, să-și duci copilul să fie protejat, nu cu piatră concasată. Nevoile orașului pornesc mai de jos decât un parc. Da, evident. Da, da. Este sigur că, în primul rând, strada principală care e dezastru nuclear,
strada secundară, vechiul drum, cum se spune, vechiul drum, care nu are grop, dar e plin de denivelări, e, nu știu, mai bine ar fi grop, în care merge încet așa, îl vezi că nu e groapă, dar de fapt îi dai în ele de ca și când ar fi groapă, că strici mașina pe acolo. Aici este o problemă. Dacă înainte, pentru că nu eu să vă explic, dacă înainte, când eram oraș, de centura orașului se ocupa Consiliul Județean, de când am devenit municipiu, și sper să nu greșesc, aceasta ne-a revenit nouă. Ce ne dorim noi? Ne dorim noi ca la anul, este o inițiativă a domnului Dan Constantin Marinescu, candidat la primăria Vulcan, dumnealui dorește să facă un referendum prin care să revenim înapoi la oraș, pentru că așa reușim să absorbim mult mai multe fonduri, putem să ne facem, pentru că dacă ești municipiu, ci se spune că deja ai 80% din infrastructură, o ai dezvoltată, ceea ce la noi în Vulcan nu este adevărat. Crividia nu este asfaltată, sunt zone în care doar pe câteva porțiuni s-a asfaltat, Colonia este iar un dezastru, nu există nici canalizare, li s-a promis la oameni că li se va face ceva în zonă, strada Brazilor iar este un dezastru, strada Vasile Alexandrii, care se intersectează cu strada Pinului, unde locuiesc eu, este un dezastru total, un dezastru total. Strada Bazinului, la fel, este iar un dezastru. Ce să mai vorbim de cum arată zona verde, care oamenii s-au plâns și nu este doar anul ăsta, este de ani de zile se întâmplă, de câțiva ani de zile se întâmplă lucrul ăsta, sunt locurile verzi, sunt pline de bălării. Sunt pline de bălării, la oamenile e frică să-și mai lase, deci de fapt nici n-ai unde să te duci să-ți lași copilul să se joace. Este o problemă, este o problemă gravă la noi, destul de gravă, zic eu. Și zona Dallas și e o zonă... Zona Dallas este porțiunea care... Dezastruoasă. Am crescut pe strada Traian, care este stradă vecină cu Dallas-ul. Ne uitam direct, era tot timpul, mă uitam direct la Dallas. Păi arăta înainte, cartierul arăta foarte bine. Acum li s-au asfaltat, acum câțiva ani li s-au asfaltat câteva... Li s-au asfaltat străzile în zona respectivă, dar calitatea asfaltului a fost de proastă calitate și au apărut deja gropile. Porțiunea verde care este între Dala și strada Traian, la fel este plină de bălării. Am fost acum în pre-campanie și am discutat cu oamenii din zona respectivă. S-au plâns de problemele grave pe care le au pe acolo, canalizări înfundate, iluminat. Credeți-mă, am fost și ne-a prins prin precampanie, ne-a prins noaptea pe acolo. Stătea, uite, domne, nu avem lumină, este stâlpul, este becul este ars. Nu are cine să ne schimbe și nu vine. Am făcut sesizări și nu vine nimeni să ne schimbe becul. Iluminatul, cel puțin în Vulcan, este o problemă. Este o problemă gravă, iluminatul în Vulcan. Plus, v-am zis, extinderea rețelei de gaz, care iară este o prioritate pentru noi, este o prioritate pentru noi, pentru că sunt case care nu au rețelele de gaz, sunt case în cartierul Cocoșvar, pe care știe toată lumea, care la fel sunt case care la o parte a fost trasă rețeaua de gaz, la o parte dintre case nu a fost trasă rețeaua de gaz. Sunt și vor veni fonduri europene, pentru că anul trecut am înțeles că la nivel european s-a aprobat un plan, Green Deal, prin care vor veni fonduri europene pentru România, pentru mediu. Și aici revin la bulevardul Mihai Viteazu, care atunci când a fost, să-i spunem, cum spuneau la vremea respectivă, modernizat, au tăiat toți copacii. Nu știu cum de-au reușit și cine le-a dat voie, dar au tăiat toți copacii. Acum iară s-au refăcut, deci noi am venit și cheltuim de fiecare dată la 4 ani, la 3 ani, la 4 ani, strigăm ceva, după aia venim și punem înapoi, iar cheltuim niște bani. Numai departe de asta, cu fântânile. Da, și fântânile, dar s-au plantat pe... S-au plantat acum înapoi copacii. În interiorul fântânilor s-au pus florii. Care nu și-au rostul acolo. Rostul lor erau într-un parc modernizat. Avem, cred că nu știu dacă este bine acum să dăm drumul, cel mai bine ar trebui să dea drumul la proiectele pe care le are,
candidatul nostru, Dan Constantin Marinescu, el ar trebui să vină să-i spună proiectele și nu ar trebui să le dăm noi drumul. Mă rog, da, puteți să, de exemplu, domnule Coța, de Dan Constantin Marinescu, ce ne puteți spune? El, de fapt, este candidatul pentru funcția de primar. E un suflu tânăr, e capabil omul, are proiecte duse, făcute, realizate. De știu și dânsul lucrează la termocentrul la Paroșin. Nu, nu mai lucrează, a făcut parte din echipa japonezii care lucra la grupul 4, plus proiectul cu desulfurarea, care a lucrat și dânsul, după care a plecat de la termocentrală. Eu îmi doresc, de exemplu, fosta mină Paroșen, acolo aproape totul e la pământ, acolo aș vrea să implementeze un program, niște hale pe fonduri, să creăm posibilități și facilități pentru cei care vor să investească. Le dai o hală, domne, luați hala, 2 ani de zile, nu plătești chirie, îți plătești consumabile angajații și fă ceva acolo. După 2 ani, vedem din pe urmă. Din păcate, uitați, e o problemă mai gravă decât pandemia, este lipsa forței de muncă. Da, asta este cea mai mare problemă în Valea Jiului și nu numai în Vulcan, și în toată țara, dar și în toate localitățile din Vulcan este o problemă, pentru că la ora actuală mineritul s-a redus. Dacă înainte existau 14 mine, din 1997 a început declinul mineritului, a început declinul odată cu, exact cum zicea și colegul meu, când statul s-a împrumutat de la Fondul Monetar Internațional, acela a venit cu pretenții, îți dau banii respectivi, dar închizi aia. Și așa am ajuns ca în țara asta să nu mai existe fabrici, nu mai existe uzine și, din păcate, nici mineritul și, încă un aspect iar important, acum, cu pactul ăsta, Green Deal, vor veni o grămadă de bani, dar este iară la fel o condiție, mineritul din Valea Jiului și din Oltenia încet se va închide. Dar vin bani pentru proiecte și vin bani pe care îi ajută pe cei tineri și pe IMM-uri să se dezvolte în zona respectivă. Vor veni bani pentru dezvoltatori foarte mulți. Acum tinerii și cei care au afaceri în zonă vor ști și trebuie să pregătească, pentru că bani vor fi. Dacă viitorul primar, sperăm să fie Dan Constantin Marinescu, va avea o echipă bună, să facă proiecte, să atragă fonduri europene pentru orice. Păcat că au plecat atâția oameni din Vulcan. După câte știu eu, din 29.000, dacă ar mai fi 22-23.000 de locuitori, vă dați seama. Dacă primarul nu se ocupă să facă lucrurile, dar se ocupă să faciliteze crearea locurilor de muncă. Nu, dacă zice un primar, domnule, fac locuri de muncă, exagerează. Bineînțeles, facilitează. De aceea eu am vorbit și cu domnul Amarescu acolo la mine, și m-am gândit la o platformă făcută cu fonduri, deci nu contează unde vine, important este să se facă. Unde, vedeți, aici sunt fructe de pădure, sunt ciuperci, sunt... Dom'le, să putem face și noi fabrică de conserve, de ce trebuie să facă străinii conserve cu bureții noștri și le trimite înapoi la un preț mai mare. Există, începând de la fructe de pădure, sunt turismul iară. Eu, de exemplu, sunt posesorul unui ATV-ul, am mai făcut trasee montane. Te duci pe Valea Prahovei, toți au de închiriat, fac trasee și nu mai frumoase traseele la noi aici. Dar dacă nu există infrastructură, reclamă, condiții în care să vină turiști, atunci nu se realizează nimic. Stăm, noi uităm la frumusețile Văii Jiului și ce le promovează oamenii iubitori ai muntelui sau fotografi pasionați de munte, ne mai arată cât de frumos sunt împrejurime Văii Jiului. Dar concret din cei angajați, cei care sunt puși în funcții, n-am văzut că mișcă nimeni în sensul acesta. Vorbim doar așa, ne le dăm cu o telecondolă care n-a funcționat din prima zi cum trebuie, că s-a blocat la inaugurare.
Ceva. A fost o strigă de la gondola, v-ați plimbat? Eu am fost la inaugurare, am rămas blocat în ea. Da, eu am fost. Și merită dacă să mă duc să mă plimb și eu. Problema este că nu o să ajungi, deci, să ajunge sus și nu o să aveți ce și face. Și acolo stați și ne uitați la peisaj. Nu. Deci trebuie create. Vedeți de ce, de exemplu, straja a evoluat parângul 1. Omul sfințește locul. Un domnul primar de acolo și-a dat interesul, a făcut, a facilitat, a tras. Da, dar trebuie să mergem în munții vulcani. Păi nu, dar mă refer ca și, fac paranteza, de ce într-un loc s-a putut dezvolta tot în Valea Jiului, turismul și în alt loc nu. Cu toate că... Și parângul s-a dezvoltat și în care măsură. Și păi da, dar nu la nivelul. Dar nu la nivelul străjii. Deci nu la nivelul străjii. Nu-mi dau seama. Deci nu se compară numărul de turiști, cu siguranță vă zic aici. Din cauza unde omul sfințește locul. Se poate, dacă se vrea, se poate. Dacă numai dăm din gură, vom face, vom drege, vom... Nu merge așa. Aici, în munții vulcanului, unde vorbim și de telegondolă, da. Există vreo pârtie de schi acolo? Se poate, este una mică, de vreo 300 de metri. E puțină, e mică. Probabil că cine știe, cunoaște mai bine topografia locului, ai pus bea de a face pârtii serioase. Și pârtii și trebuie și locuri de cazare la fel de serioase, că nu poate să vină cineva. Dacă nu, faci și noi ca la Austria și pârtile sus, în oraș, locurile de cazare. Atunci ajuți și pe comerciantul sau patronii respectiv. Vine turistul, mai intră pe la el, mai ai ceva, un produs. Se poate, sunt idei, sunt, trebuie puse și în practică și trebuie un om cu mână de fier care să știe ce vrea. Nu mai ieșim la 4 ani și spunem facem castelul din Carpați. Eu l-am căutat și nu l-am găsit, am umblat pe acolo. Dar aveți castel acolo la vulcan? Păi nu, zice că e castelul din Carpați. Un proiect, da. Pe panou l-am văzut, dar mergând cu ATV-ul nu l-am văzut. Până în schela n-am dat de el, să știți. Trebuie făcut. Trebuie mobilizat. Nu mai merge tot așa la 4 ani, promitem. Apropo de pasul vulcan și de telegondolă, ei au scos la un moment dat și au parcelat terenul pentru a veni investitori sau cine dorea să-și construiască o căbănuță acolo. Dar s-au trezit că de fapt s-au înscris dar foarte puține persoane, iar și acelea au renunțat în timp. Motivul era foarte simplu. De ce au renunțat persoanele respective? Nu există canalizare, nu există rețeaua de gaz trasă în zonă, nu există apă, hai de gaz, nu există ea în oraș, dar păi sus la cabană, nu există apa, nu există curent, rețeaua electrică, care cu toate că este o stație acolo este o problemă, aici nu mă pot băga că nu știu, dar știu problemele cu care s-au confruntat cei care au vrut să vină în zona respectivă. Ei, marea majoritate a celor care au cabane în pasul vulcan, și-au construit ei cu ani în urmă, și-au construit un bazin din care de acolo se alimentează toți cu apă. Și culmea, chiar am câțiva prieteni acolo care au cabane, culmea și-au pus și apometre după ce că ei și-au făcut și bazinul respectiv și și-au tras conductele cu apă la cabane, și-au pus și apometre și plătesc și apă. Nu știu la ce preț, nu știu cum o plătesc, nu știu, dar știu că m-am întâlnit cu cel care, da, m-am întâlnit cu cel care este responsabil acolo și mi-a zis, am fost acum să citesc apometru, că trebuie să dau apometru, citirea apometru. Zic, ce apometru? Am rămas și uimit. Zice, avem apometru, noi am făcut totul, dar ei ne iau banii. Da. Aici este o problemă și de aia nu s-a dezvoltat pasul vulcan. Pentru că tu, ca și administrație, trebuie întâi, știi că în zona respectivă vrei da drumul să faci un cartier sau vrei, dorești să-ți faci, să-ți dezvolți pasul vulcan, trebuia să tragi acolo toate facilitățile pentru ca oamenii să vină și să poată să-ți construiască. S-au lovit acum că n-au cu ce să-și facă mortarul respectiv sau cu ce să spele la cei care își construiesc cabane, că cred că au început una sau două cabane să construiască în zona respectivă. Și lipsa asta acută a apei, v-am zis, a curentului, își trag utilități. Da, utilitățile, își trag curentul de la cine știe de pe unde, de pe acolo, sau nu știu pe unde au un stâlp și să leagă de pe el.
Bun, deci să înțeleg că în zona Vulcan, unde se termină, traseul Telegondurei, există potențial turistic să... Există potențial, există potențial și potențial turistic. Pentru că așa cum văd eu situația în Valea Jiului, singura scăpare, având în vedere lipsa forței de muncă, având în vedere că populația este din ce în ce mai îmbătrânită, pentru că, sigur, și eu am lucrat cu pensionari mineri la 45 de ani, oameni în putere, oameni tineri, dar, mă rog, am lucrat în diferite, la diferite proiecte și am fost foarte mulțumit. Uite că și pensionarii ăștia îmbătrânesc și nu mai pot, și chiar nu mai vor să muncească. S-a mărit și plor pensiile foarte mult și nu prea mai au nici chefuri chiar așa. Unii nu mai pot, unii nu mai vor. Mă rog, dar așa cum văd eu viitorul Văjiului, le văd numai sub aspectul modernizării turismului și creierii de facilități turistice. Da. Asta este. Ne îmbătăm cu apă rece dacă o să credem că vin americanii să facă aici... Nu vor veni, și cei care vor veni vor deschide locuri. Nu va mai fi cum a fost odată mineritul, unde te duceai și s-a angajat sute de oameni. Vor veni investitori și sunt convins, a avut discuții cu doi investitori, vor veni, dar locurile de muncă nu vor fi la nivelul ăla de câteva sute, de câteva zeci. Totuși este un început, și cu să aduci și să creezi anul ăsta 100 de locuri sau 50 de locuri de muncă, anul următor iară să mai crezi și să începi să dezvolți ceva în zonă. Potențialul turistic al nostru este foarte mare. Nu trebuie neapărat să ne legăm de pârtii. Nu trebuie neapărat pârtii. Se pot face o grămadă de alte lucruri. Ne uităm la alte zone în care mai este concursul ăsta care se întâmplă la noi cu ca un fel de skateboard-urile alea, dar nu știu cum le au o altă denumire, la care m-am dus eu de vreo câteva ori. Deci se pot face niște concursuri în zona respectivă, traseu montan de bicicletă, s-au făcut ceva pe acolo, dar trebuie cineva să se implice, și oameni cu suflet și oameni dăruiți care chiar vor să facă ceva. Nu, aici nu cu de Straja, uite că la Straja, apropo de concursuri, este și un concurs de motociclism din ăsta, montan, Enduro. Avem trasee frumoase, și cu dificultate, și trasee cu dificultate pe care le putem pune în valoare, și putem profita de ele. Țănile alea, pe cum am văzut câteva videoclipuri care merg pe o bară, din aia e o sanie și se duc cum s-ar duce de la noi, de la cabana Vulcan până jos la telegondolă, care poți să profiți de ea vară. Este chestia care ai putea profita de avara. Și sunt multe, multe lucruri și sunt și oameni care au idei și ar dori să facă ceva în zone. Dar lipsa acestor facilități care le-am enumerat mai înainte a făcut ca să nu vină nimeni în zonă să investească. Da, forța de muncă se spune că nu este, eu zic că este forță de muncă, dar nu este calificată. Ia să poate. Sunt tineri, o grămadă de tineri care își caută locuri de muncă. Da, într-adevăr, forța este, dar nu calificată. Nu mai am unde să le califici, că nu mai sunt școli de calificare. Doi la mână, corpul profesional este din ce în ce mai slab pregătit și părerea mea că în 10 ani nu se mai bă cine să le corecteze lucrurile. Parte tehnică mai ales. Nu contest calitatea profesorilor. Mai mult decât atâta, mai grav este faptul că nu se mai aibă cui să le corecteze, pentru că nu vreau mai exista nici tineri. Pentru că tinerii cam toți își aleg, din păcate, alte destinații. Pentru că sunt mai bine plătiți. Dar lipsa, că asta este un fenomen care a luat amploare la noi în Valea Jiului, nu doar în Vulcan, în toată Valea Jiului, de populare. Dacă au plecat și pleacă masiv tinerii, pleacă și cei care au ieșit la pensie, pleacă din zona respectivă, pentru că sunt și dintre noi, sunt colegi de-ai mei care au copii mici și pentru un viitor mai bun pentru copiii lor au plecat. Noi trebuie să le asigurăm noi aici și trebuie să le facilităm noi aici ca să ei să nu mai plece din Valea Jiului. De asta trebuie ca împreună toți să punem umărul și să reconstruim nu doar Vulcan, și să reconstruim întreaga Valea Jiului. Din nou. Da. Domnule Ghiru, Eu sunt de acord cu colegul meu că
că cu timpul mineretul se va închide, știm asta. Bine, asta știm tot. Și ce, să mai putem opri... Ce vom face? Ce putem face? Asta e, ce putem opri din tineri, că de adus înapoi nu o să mai aducem. E greu să aduce omul înapoi de la un trai mai bun să vină la salarii mai mici. E foarte greu. Dar să-i păstrăm pe cei care avem. Măcar să nu mai pleci. Să le creezi locuri de muncă, locuri de muncă cât de cât bine plătite. Că nu o să aibă nimeni pretenția să vină direct pe un salariu de ăla de 4.000 de lei sau cum în orașele mari. Dar totuși, cu 1.200 de lei, nu știu dacă te-ai putea descurca ca tânăr să-ți începi o viață, să zici că să-ți faci o familie, să... Nu mai am 1.200 în mână, se ajung la 1.350. Pe de altă parte, sigur că nici prea mulți bani, dacă nu putem să ne gândim că putem să facem salarii ca afară, că... Niciodată. Până acolo e multe, da, multe lucru. Da, dacă stai să te gândești că afară n-ai casă, n-ai unde să locuiești, totuși e plătești mulți bani, afară locul până la serviciu este departe și te costă naveta foarte mulți bani. O cafea o bei în România cu 2 lei, acolo bei cu 2 euro. Știți cum e să te facă să te întorci acasă sau să rămâi? Măcar zona, să o modernizezi, să-i faci infrastructură, să trăiești un pic mai decent, mai cum e în orașele mari. Acum, prin crearea de locuri de muncă, exact cum am spus mai devreme, prin facilități și prin fabricele alea micuțe prin care, sau întreprinderile alea micuțe prin care nu o să mai fie foarte mulți angajați și nu o să putem să angajăm atât de mulți oameni, eu cred că Valea Jiului și Vulcanul special se va reuși și se va mișca încet, încet, spre bine. Bun, hai să ne întoarcem la problemele Vulcanului. Sigur că ca să se dezvolte, trebuie să facă cumva să atragă fonduri europene. Da. Și fondurile europene sunt, mi se pare, cele mai importante pentru orice localitate, pentru că cu aceste fonduri poți să faci lucruri pe care nu le puteai face cu banii proprii, că nu avem bani. Suntem o țară mică, o țară cu puține resurse. La nivel local se adună din ce în ce mai puțin bani. Exact. Păi sunt binele care sunt contribuabili, da? Din păcate, nici aceștia nu mai contribuie. Deci o zonă care nu economic nu mișcă, e o zonă sortită morții. Nu poți. Trebuie să faci, în primul rând, să creezi facilități, locuri de muncă, cum v-am spus. Eu mi-aș vedea o platformă acolo unde să faci hale pe care să le dai celor care au bani, au idei și sunt dispus să lucre, să angajeze oameni, că neavând doar comerț, nu facem și producție. N-avem cum să ne dezvoltăm. Că comerț și comerț, iei cu un leu, dai cu doi, nu. Chiar trebuie producție. Ce fabrici producție? La oră, ce se produce? Deci, în afară de fabrica de confecții, sunt acolo, nu. Acolo sunt cei cu camatelele, mai da, sunt câțiva întreprinzători pe sus, pe la din, că sunt multe fabricuțe din astea mici, exact cum confecții, am zis, de confecții. Exact cu astea putem... fabricuțe din astea micuțe, putem să acaparăm forța de muncă, pentru că există forță de muncă în Vulcan. Există. Există și oamenii sunt dispuși să muncească. Dar dacă tu nu le-ai oferit nimic, nu le-ai creat locuri de muncă și nu le-ai dat posibilitatea să lucreze, ce pot să facă? N-au ce să facă. Și de aia mulții poate și condamnă și pe cei care sunt pe ajutoare sociale, pentru că neavând niciun venit, având 2, 3, 4 copii, un lucru important care l-am apar n-aveam despre el, când ne-am dus și am discutat cu oamenii care și erau din cei care aveau ajutoare sociale și ziceau, suntem dispuși să mergem la muncă, dar unde să mergem? Mergem și luăm ajutorul social pentru că așa putem să mergem la medicul, să ne scrie la medic de familie. Pentru că dacă nu luăm ajutorul social, nu ne putem înscrie la medicul de familie. Deci ăsta este aspectul pentru care ei merg și iau ajutoarele alea și sunt scriși la ajutoare sociale. Pentru că tu, ca și primărie, n-ai facilitat ca și primărie, ca și administrație, n-ai facilitat să vină investitori, nu i-ai scutit de taxe, de impozite,
ca ei să vină în zona respectivă să creeze locuri de muncă. Dacă și acum aici vă dau un aspect de o zonă dezvoltată și care a rămas la comună, este Floreștiul din Cluj. Floreștiul din Cluj, am fost la un întreprinzător din ăsta, privat, și chiar am discutat cu el. Dar sunteți, la ora actuală, zic, câți... câte persoane, câți locuitori sunt în zonă? Zice, în jur de 35-36 de mii. Și zic, păi, și de ce nu trece în comuna Florești? Păi de ce nu treceți? Păi noi... Noi nici nu avem numărul ca să fim municipiu, nici numărul de locuitori nu-l avem ca să fim municipiu. Și zice, nu, pentru că așa avem și noi taxele reduse, de-aia sunt foarte mulți investitori, de-aia vine aici toată lumea și construiește, pentru că sunt taxele mici. Pe el își interesează pe... Clujul este scump. Atunci se trag către periferie, deja a devenit satelit. Să zicem, Floreștiul, aproape spui Florești, spui Cluj. Că e o distanță, nu știu, vreo 9-12 km între ele, dar sunt legate. Nu? Eu cunosc un pic zona Clujului, deoarece părinții mei sunt din zona aia. S-a dezvoltat mult. În 89 mergeam de la Cluj la Borșa, vedeai doar teren agricol. Acum când ajungi până în Boțida, sunt tot felul de firme, nu mai teren agricol. Sunt numai hale și hale și firme. Pe fonduri europene, că apropo discutam de fondurile europene, sunt foarte importante, iar dacă reușești tu ca și primar să-ți creezi o echipă care să lucreze, pentru că am văzut cu toții la televizor cum ne arătau alți primari din prin sate, comune sau orașe, cum zicea, aceasta este echipa care lucrează doar pentru fonduri europene. Și lucrurile astea, acum v-am spus mai înainte despre Green Deal, în care se acordă foarte mulți bani, vor veni bani pe mediu. Pe mediu. Și aici înseamnă că putem profita de anveloparea de blocuri, pentru că asta duce la reducerea de costuri, care la rândul lor 2-3 ani, 4 ani de zile, pentru că o lucrare din asta durează. Nu poți să o faci într-o lună de zile să anvelopezi un bloc turn, la care poți să-l cuprinzi acolo, să-i faci acoperișul, să-i faci liftul, care iar nu mai funcționează. Iar v-am zis, sunt multe proiecte pe fonduri europene care se pot implementa și face și crea locuri de muncă. Creează locuri de muncă. Creează locuri de muncă în zona respectivă. Așa cum sunt ele, 2-3 ani, dar creează locuri de muncă. Să fie o echipă performantă, pentru că de aia te plătesc după muncă și răsplată. Asta cu echipa performantă mai de discutat, că în România nu mai... O dumneavoastră care aveți niște meserii foarte clare de electrician, de, mă rog, lăcătuși, mecanic sau... Nu mai există. Deci, dar meseria lor aia trebuie să fie. Să facă proiecte, să aducă bani. Mai există școala de lăcătuși, mecanic? Nu mai există, dar am observat, sunt o grămadă de cursuri din ăștia de calificare, deci nu putem să zicem că oamenii nu sunt calificați. Și... Cursul la care pot merge oamenii și se pot califica. Iar cei care au venit, cum a fost și Suizu, aici la Petroșan, la Livezeni acolo, și multe alte întreprinderi din astea micuții, ei vin și îți califică la locul de muncă, îți califică omul și ți-l pregătește pentru ceea ce are nevoie. Nu trebuie să fie super calificat. Omul își face treaba, la locul de muncă se califică și își face treaba. Domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ce să vă spun, o să avem ocazia să ne mai întâlnim, probabil până la sfârșitul campaniei electorale. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea cu USR din Vulcan. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine. Mulțumim și de invitație.